Era să mă faultez. Literal. Melk. Schimb, te rog, baterii. Weekendul ăla prelungit de 1 iunie, ieri a fost 1 iunie, azi e 2, evident. Și ieri noi am lucrat, dar astăzi facem aroganța de a nu lucra și să mergem până în Baia Mare. Baiul e că mașina asta a rămas fără ambreiaj. Adică mai e ok așa de mișcat un ticus prin oraș, dar la drum lung, mai ales urcat și coborât mesteacăn, dus întors, nicio șansă. Sigur rămânem pe drum undeva dacă riscăm să mergem cu mașina asta. Așa că mergem să facem rost de altă mașină și așa mergem în siguranță. Mașina asta, Fiesta 2002 1.4 TDCi, are 214.000 de kilometri și cred că e cu ambreiaj original, pentru că e la mine de când avea 74.000 de kilometri și e programată pentru service pentru săptămâna viitoare. Și am zis că profităm totuși de weekendul ăsta ca să mergem până la Baia Mare și da, cu mașina asta numere. Dar șocant e că la 214.000 încă funcționează ambreiajul. Deci asta e ambreiajul original. Dacă ai o mașină din asta, cu mai puțin kilometri, să știi că cam pe aici, 214, hai să zicem 220-230.000, că pe mașina asta am învățat două persoane să conducă, eu și Dia. Bine, eu de multă vreme, în 2008, Diana în ultimii 2 ani. Dimineața am mers cu Ford-ul să lase la atelier, mă duc și eu acolo, o iau, facem transferul de bagaje, că sunt o grămadă, și după aia pornim la drum. Trebuie doar să facem un pit stop, să lăsăm niște colete la MB, pentru că nu o să apucăm să ne sincronizăm cu ei și după aia chiar că pornim la drum. Încerc numai să nu o dau aici de gard, că e un pic mai mare decât Fiesta și nu s-a obișnuit cu ea, dar hai cu un căput. Hello, Dia. Nu vine să cred ce ușor se conduce față de Fiesta. Are o cutie în 6 trepte și asta face să fie mult mai ușor pe fiecare treaptă. Adică motorul lucră mult mai ușor decât m-aș fi așteptat. Motorul de 1.5 era de 110 sau 115 cai, are 286.000 de kilometri. Sună bine mașina, e mai silențioasă decât Fiesta-ul din 2002, nu știu exact din ce an e ăsta, cred că e o țâră mai nouă, dar e super ușor de condus. Adică de la, nu știu, din 2008 eu conduc aceeași mașină, Fiesta din 2002, și acum o conduc asta, n-am nicio treabă, deocamdată, nu copiți. Mergem acum numai să lăsăm două colete la MB și după aia continuăm drumul până în Baia Mare. Ar trebui să fie totul bici. Acum suntem în perii Vadului, înspre Baia Mare, mai avem cam 40 de minute până acolo și am început să mă obișnuiesc puțin cu mașina. Urmează curbele alea stupide aici pe mesteacăn, dar bă, sincer îmi place mașinuța asta. Se simte că e mare și înaltă, se apleacă în curbe de numa, dar e mișto, nu e ceva, nu știu, nu mă pune în, nu de sentimentul ăla de nesiguranță. Mă așteptam să fie mai gălăgioasă cu roțile astea mari, dar nu-i. Și chiar cool. Poate cei care conduce SUV-uri știți, dar eu nu prea conduc SUV-uri. E mișto poziția asta de sus, de șof, de văd băstă. Numai că în față numai camioane, n-am ce să văd peste. Avem iarăși două camioane în față și o remorcă cu rulotă. Încă acul de la motorină mi-e după 1, deci încă e mai mult decât plin rezervorul. Și acum suntem în niște curbe și hai să depășesc niște camioane. Cu a 5-a, cu a 4-a. Ok, tiuța apare aici, tensiune 5000. Dar e ok. Foarte ușor trece prin trepte mașina asta, că sunt scurte, mai ales treptele mici, 1, 2, 3, 4, super scurte. 5 și 6, sunt ok, numai bine. În urcare cu a 5-a, lejerescu, mașina a, încă zice, dă-i următoarea, dă-i treaptă superioară. Da, dar e numai ok că mai urmează niște urcări mai nasoale, așa că o să o las în pace. Dacă sunteți curioși de totări, avem control pe volan, cruise control, avem o trapă super mișto, numai că nu o deschid, că o bate soarele în cap pe diuța, că uitați ciupilică. Un interior de fulceale, din câte văd eu, dublu climatronic, mai chiar mișto. Radio Bluetooth, e super cool că putem asculta muzică de pe telespon, așa ca bogații, și aici scurbele alea distractive. Hai să vedem cum se descurcă pe aici. Vedem cât de tare s-a pleacă.
bun, lăsăm pe alții care sunt mai obișnuiți cu mașinile pe banda 2 și noi ne descurcăm cu banda 1. Dar se pare că nu vrea nimeni să ne depășească, așa că e all good. Avem în spate un Ford Transit din ăla cu 8 locuri, asta e curba aia șmecheră, cine e pe aici știe. De obicei eu iau pe aici cu roțile strâșnind la Fiesta și în 3.000-4.000 de turații, dar aici sunt în 1.900. Omenajăm, pentru că știu că scumpe cauciucurile la mașinile astea și se pleacă de numa. Chiar nu-i greu de condus, nu mă așteptam, credeam că o să am nevoie de mai multă perioadă de acomodare cu mașina, pentru că, mă repet, conduc aceeași mașină din 2008. Oh well. Am avut o perioadă, ce-i drept, un an de zile când am avut un Opel, dar a fost un Opel mai mic decât Fiesta, a fost un Opel Agila, numai că ăla era turbat că avea motorul de 1.216 valve. Și el era super mișto că puteam să-l turez până în 5-6.000 și avea cuplu de numai, era foarte mișto ăla. Dar nu, mă rog, tot mașini mici, asta super mare în altă lată, nu pot să zic că mă dă pe spate, wow sau ceva, dar pentru câtă îi mașina, îmi place cum se conduce și mai ales că are 286.000 de kilometri. Nu bate, nu troncăne, nu se aude vântul înăuntru, la 100-110, e ce trebuie, înțeles, legal, frumos. Cutia schimbă bine, are un micuț joc, cred că undeva o prindere sau ceva de genul ăsta, în momentul în care calc accelerația, se simte în manetă așa, un click, click, click. Deci când o calc și când o las, se simte click. Oh well, probabil ceva bucșoraie undeva uzată, dar în rest super ok. Direcția merge mai ușor decât la Fiesta, la Fiesta pe care l-avem. De acolo cred că e de fapt o problemă la Fiesta ăla, nu știu de ce, dar tot timpul a mers foarte greu aia direcția acolo. Aici merge super simplu, super ușor așa, finuț, frumos, nicio treabă. Încă o chestie super mișto, e că are camera asta 360 și pentru o mașină din asta mai măricică, mai ales pentru cineva ca mie care nu e obișnuit cu așa ceva, e super cool. Deci chiar ajută super mult, foarte mișto ideea. Vezi inclusiv pietonul care era să se dea de noi. Okay. Am ajuns safe în Baia Mare, găsesc un loc unde să abandonăm mașina, mă rog, să o lăsăm parcată și ne vedem mâine. Ciao!